Bună seara, dragi prieteni! Ne întâlnim azi iarăși la o oră de istorie, din cauza că în urmă cu 85 de ani, ca în ziua de azi, pe data de 23 august 1939, doi mari călăi sângeroși, conducătorul Germaniei naziste și cel al URSS, au făcut un pact neghiob, vorba lui Adrian Păunescu. Stalin cu teroarea sa ne-a luat Basarabia și cu Hitler în acord Bucovina de la Nord. Iar fascismul mondial ne-a luat parte din Ardeal și lui Horthy i-l au dat fier numele spurcat. Și cântic este. Deci acest pact încheiat în anul 1939 la 23 august nu era nimic ieșit din comun dacă ei încheiau numai acest pact între două țări. Dreptul internațional nu are nicio obiecție la așa chestii. Orice țară poate să încheie tratate cu altă țară, numai să nu fie îndreptate împotriva a terței părți sau a terței țări. Cei și de pildă cel micuț de la Kremlin nici asta nu înțelege și nu respectă. Din cauza că nu-i dă voie el, care nu are niciun drept asupra Ucrainei, să încheie tratate cu cine ar dori, de pildă cu blocul NATO. Ucraina vrea să intre în blocul NATO ca să fie asigurată pacea în țara ei, să știe că nu mai este atacată. Și asta a dovedit că erau pe calea cea dreaptă, s-a văzut între acești 2 ani jumătate, ce are de gând acest păcătos de la Kremlin, acest 1,50 m de muci acolo, ca altceva, nu-i cap, nu prea, ori poate în cap are, dar în cap n-are. Încheiat la 23 august 1939 de Uniunea Sovietică și Germania nazistă. Faptul că a fost încheiat acest pact e perfect legal. Fiecare țară are dreptul să încheie orice tratat și cu orice țară, numai cu condiție să nu fie îndreptat împotriva unei terții țări. Sovietici și naziștii au semnat și un protocol național secret. Iată acest protocol național secret, care ei l-au ținut într-adevăr în taină, în secret, naziștii, ducându-se de pe arena politică, au arătat că este așa protocol, s-a știut din 1945 și la Nuremberg, când îi judeca pe criminalii naziști, s-a pus întrebarea acestui protocol. Sovieticii, dacă erau biruitori între acel război, au făcut tot, în tot chipul ca să nu fie pe ordinea de zi acest protocol. Ce era cu protocolul acesta? În acest protocol era un punct, punctul 3, unde era scris, am vedere despre noi, că Germania nu are niciun interes în Basarabia, iar Uniunea Sovietică are interes mare în Basarabia noastră. Adică Uniunea Sovietică vroia să ne ocupe, dar deja s-a înțeles, împreună cu Hitler-Stalin sau Molotov-Ribbentrop, ăștia erau miniștri de externi, s-au înțeles să împarte sferele de influență în Europa, începând de la Marea Baltică până la Marea Neagră. Și datorită acestui pact neghiob, au avut de suferit Polonia, care i s-a luat jumătate de țară, Estonia, Letonia și Lituania, care au fost ocupate de URSS în 1940, România, care la 28 iunie 1940 i s-a furat Basarabia și Bucovina de Nord împreună cu ținutul Herții, care nici nu era arătat în aceste acte banditești. Deci a fost încălcat dreptul a mai multor state. URSS negau existența acestui protocol național secret timp de 50 de ani. După cum îți deprinși ei ca să mintă că la dânsi toată istoria e fabricată, istoria adevărată ei nu au, n-au avut, decât cum a venit Gorbaciov la putere, și până prin 2006-2008. De atunci încoace au început să o falsifice în fel și chip. Iată aici am două cărți, acum și o să vă citesc.
novejșa istorie 20-o veca și femirna istorie, spravoșnic, școlnică și studenta. Aici este istoria adevărată, la, în Rusia, făcută la Moscova. Dar de atunci încoace, de prin 2008, a început să falsifice și acum ei spun că acest pact este foarte bine mers încheiat și așa trebuie să fie. Dar în anul 1989, la Congresul Deputaților Poporului din toată Uniunea Sovietică, la 24 decembrie, acest pact a fost declarat nul și neavenit din momentul semnării lui. Și atunci se pune întrebarea, dacă a fost anulat acest pact, de ce n-au fost anulate consecințele? De ce nu ne-am întors noi înapoi la statul român, de unde am fost rupți? De ce nu s-au întors 11% din Finlanda, care le-a răpit URSS în urma unui război împotriva Finlandei, care l-au dus sovieticii, începând cu noiembrie 1939 până în martie 1940, unde sovieticii au pierdut jumătate de milion de oameni, dar finlandezii 10.000. Iată acest război, deși nu-l auzim pe piticul ăsta, pe carlicul de la Kremlin, să spună că biruința asupra Finlandiei. Deși n-ar spune? Ați văzut acum Finlanda și Suedia, când au văzut că criminalii de la Moscova luptă în Ucraina, s-au alăturat blocului NATO. Ei nu erau niciodată dornici să intre în blocul NATO. Acum, de nevoie au intrat. Germania urmărea un scop. Unificarea tuturor germanilor într-un singur stat. Așa, în orice caz, afirma Hitler. În 1938 el luase Austria. Făcuse Anschlussul. Adică se unise Germania cu Austria. Dar în Austria sunt germani și vorbesc limba germană. Numai cei care nu pun capul în mișcare, apoi spun că austriecii e altă țară și e alt popor. Nu-i drept. E un popor. Cum și noi cu România, așa și ei. Austriecii sunt germani și vorbesc limba germană. Noi suntem români și vorbim limba română. Români din Moldova, geografic și moldoveni, zicem. Așa la aceea, Austria, dar asta e o parte a Germaniei, a poporului german. Acum sunt vreo 11 milioane acolo. Așa, după ce a fost încheiat acest act rușinos pentru URSS, mai cu seamă, care făcea tazarvă prin comintern, a interzis tuturor să mai vorbească de rău naziștii. Timp de 2 ani de zile, URSS-ul au fost aliați cu Germania nazistă. Ei au început cel de-al doilea război mondial, datorită acestui pact. Împreună au atacat Polonia. La 1 septembrie a atacat Polonia Germania nazistă și la 17 septembrie a atacat Polonia URSS. Cetatea Brest au luat-o împreună. La 27 septembrie 1939, în mai multe orașe, Grodno, Brest-Litovsk, a fost paradă a germanilor împreună cu sovieticii. Și tot atunci a fost semnat alt pact de prietenie și hotare, în limba rusă, o drujbe și granițach. Păi atunci cine era Uniunea Sovietică dacă era prietenul Germaniei naziste? Era aceeași medalie cu două părți. Nimic bun n-am văzut din URSS, cum nu s-a văzut nici din Germania nazistă. Cu ce erau mai buni sovietici? Dacă o luăm așa concret în Republica noastră, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, din istoria care eu o cunosc pe viu, la cimitirul din Bulevardul Dacia, îl știți, cimitirul eroilor care avea doi vulturi acolo de la gară, din cel mai sus, a fost distrus și construit un spital pulmonologic. Acum, acolo, o parte din el, Vasile Tarlev, comunistul, l-a vândut turcilor și au construit Jumbo. La Botanica, unde e Biserica Sfântul Dumitru, acolo a fost cimitir. Au construit două case de locuit și o grădiniță. Iată debilii secolului 20. Iată cine au fost naziștii la noi. Sovieticii. Ei au distrus biserici, cimitiri. Cimitirul de aproape de mine aici, ea, față în față cu zorile.
strada Milano, Caleșor. Cimitirul evreiesc, distrus, și acolo e un parc unde acum cântă muzica, sâmbătă se întâlnesc nebunii și dansează pe cimitir cu copii, au un havuz, etc. Pe cimitir. Deci creieratul ăsta de la primărie nu i-a dat în cap, că parcul trebuie lichidat, că acolo e cimitir. Unde cinematograful Moscova a fost biserică și cimitir, le-au distrus. În biserica din Bălți au făcut pușcărie. Din 900 de biserici ale Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, care le-au găsit ei în 1940, imediat au purșes la închiderea bisericilor, la omorârea preoților, ducerea lor în Siberie, etc. Și, începând cu anul 1961, din cele 900 de biserici, 600 au fost închise până cam prin anul 1988. Au fost făcute grajduri ele, depozite, brigăzi tractoare, etc. În 24 de mănăstiri care le-am avut noi, numai una lucra la Japca, în fostul raion Caminca, acum raionul Florești, pe malul Nistrului. Celelalte erau făcute, cum ar fi mănăstirea Curchi în casă de nebuni, spital de boli venerici, etc. Numai nu era ceea ce trebuia să fie, un locaș de cultură și de spirit, de suflet. Iată ce au făcut acești descreierați comuniști, ocupanți la noi aici, pe care unii slăvesc și în care mai vrea să zic că noi facem parte din lumea lor. Ruschii mir. Care ruschii mir, bă? Cu pușcării în biserică? Cu casă de nebuni în mănăstire? Aici să-i ruschii mira vostru. Voi asta o vreți? Iată ce s-a făcut datorită acestui pact. În afară de asta, URSS, timp de 2 ani de zile, a înarmat Germania nazistă, i-a vândut materiale strategice, petrol, chiar și pâine. La ora 4 dimineață, înainte de a se începe, puțin mai înainte de ora 4, 1941, la 22 iunie, a trecut ultimul eșalon cu pâine peste hotare înspre Berlin. Stalin nici de cum nu credea că Germania ar putea să atace URSS. Dar avea el planuri. Cu 2 săptămâni mai târziu era planificat să atace și el. Cu toate că erau prieteni, se pupau peste tot și erau mari aliați, dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Istoria ne arată faptele. În această perioadă, de până la 22 iunie 1941, URSS și Germania au semnat 3 acorduri de livrări reciproce. La 19 august 1939, la 11 februarie 1940, la 10 ianuarie 1941, conform acordurilor, Uniunea Sovietică a livrat Germaniei producții în sumă de 638 milioane de mărci. Clar lucru că Uniunea Sovietică a primit în schimb altceva, așa anume, echipament militar, utilaj industrial, semifabricate, cărbuni profilat. Însă, livrările Germaniei au fost mult mai mici. Ele au alcătuit de tot 408 milioane de mărci. Deci, sovietici au dat Germaniei de 638 milioane, dar Germaniei numai de 408 milioane. Așadar, aventurându-se acum într-un război împotriva Angliei și Franței, Hitler nici nu bănuia că așa ceva fusese plănuit de sovietici. Încă din iarna primăvara anului 1939, el nu știa de asemenea că fiind impus să lupte la apus, îi pregătește lovitură în spate. Iată cum erau ei prieteni. Asta e din URSS, instigatorul celui de-al doilea război mondial, scris de Andrei Groza. Așa. Datorită acestui fapt, noi am primit în 1940 ultimatumul de la sovietici în care scria, cuvânt cu cuvânt vă spun cum era acolo scris, în anul 1918, România, folosindu-se de slăbiciunea militară a Rusiei, a desfăcut de la Uniunea Sovietică Rusia o parte din teritoriul ei Basarabia, călcând prin această unitate seculară a Basarabiei, populată în principal cu ucraineni, moldovenești, stătăliști, băgați în cap. Dacă n-ați știut, să o știți.
populată în principal cu ucraineni, cu Republica Sovietică Ucraineană. Uniunea Sovietică nu s-a împăcat niciodată cu faptul luării cu forța Basarabiei. Guvernul sovietic consideră că chestiunea întoarcerii Basarabiei este legată în mod organic cu chestiunea transmiterii către URSS a acelei părți a Bucovinii, a cărei populație este legată în mare parte sau majoritatea cu Ucraina sovietică, prin comunitatea soartei istorice, cât și prin comunitatea de limbă și compoziție națională. Cu atât mai mult, mai just, cu cât ar fi o răsplată transmiterii Bucovinii către URSS, ar putea reprezenta, este drept că numai într-o măsură neînsemnată, un mijloc de dispăgubire a acelei mari pierderi care a fost precinuită URSS. Adică ea a fost luată ca răsplată. Nu era acolo nici populație ucraineană între aceiași Bucovina din Nord. N-a făcut parte niciodată nici din Rusia și nici din Ucraina. Faceți concluziile. Și vedeți, vă trebuiește ruschii mir? Sau poate ne-am săturat, nu? Poate ne ajunge? Gândiți-vă bine. Iată cărțile lor. Cărți de la Moscova. Să-i mai spunem și în limbușoara ocupantului. Rostov pe Don, 2007. Существование секретного протокола. Старый в деле протокола национал секрет. Долгое время отрицалось советской стороной. И только в конце 1980-х годов этот факт был признан и стал достоянием мировой общественности. Карте факутула Ростов-Пидон, всемирная история. Пятого. Recunoscut a fost de către Congresul Deputaților Poporului la 24 decembrie 1989. Iată, asta e carte din Federația Rusă. Acum. Așa. Asta la altă carte se numește ea la noi Humanitarne Obrazovanie v Rosiei, Noveșa Istorie 20-o veca. Cine vrea să fac cunoștință, căutați-o, să găsi-o prin internet, cum știți, poftim. Eu am găsit-o din 1997. Ce spune aici? После непродолжительных переговоров Риббентроп и Молотов подписал в Кремле 23 августа 1939 года договор о ненападении и секретный протокол к нему. В протоколе стороны договорились о разграничении сферы интересов в Восточной Европе. Германия признала сферу интересов СССР, территории, прежде входящие в состав Российской империи, Финляндию, Латвию, Эстонию и Бессарабию. СССР признал Литву как сферу интересов Германии. Протокол продемонстрировал возможность раздела Польши, и при этом линия разграничения между Германией и СССР должна была проходить по рекам Нарев, Висла, Сан. То есть многозападные линии Керзона. Iată, asta e scris în cartea de la Moscova, izdatelstvo, Centru Humanitarnog Obrazovania. Nu traduc, eu am spus tot asta în română până acum. Iată cărțile pentru cei descreierați care faceți zarbă. Noi nu rescriem istoria asta, scări de la Moscova și Rostov pe Don. Astea două din Republica Moldova coincid una cu alta. Încă un lucru. În anul 1940, Veșlav Molotov, Scriabin, că era un evreu care își schimba numele. Soția lui era Jemciujna, tot o evreică. La dânsul mai mereu, 82% din împrejurul lui Lenin erau toți evrei și cam toți erau homosexuali, al de Baskov și Kirkorov, Kurkorov ăsta. De aici erau toți homosexuali. Și voi acum spuneți al de Voronin și cu Dodon, că voi apărați ortodoxie, pravoslavie, cu cine? Cu pederaștii? Dar apoi și Lenin era pederas, nu-i scria Zinoviev lui Lenin, Jidanu, și ăla nu-i scria cățăluiu vașu marxist cu jopu, sărut fundul dumneavoastră, marxist. Păi cu cine?
vreți voi să păstrați ortodoxia cu pederaștii cei din Rusia, cu comuniștii, după niște toți pederaști erau. Iată cam cum, vedeți unde dai și unde crapă. Dar ei spun că apra ortodoxie, pravoslavie, etc. Ruschii mir. Care ruschii mir cu pederaști? Al de Kirkorov și cu Baskov. Și tot așa au fost șaluleni toți acolo împrejur. Care e problema? În 1940, Veselav Molotov, jidanul ăsta, s-a dus la Hitler și i-a propus să mai împartă lumea, să ajungă ei tocmai la Bosfor și Dardanele. Și când a văzut Hitler cât cum era el de rău, a înțeles că ăștia încă sunt mai răi și mai lacomi în teritorii străine și atunci imediat a semnat planul Barbarossa de a ataca URSS. Că a înțeles că ăștia nu se satură. Cât era el de rău, ăștia erau încă mai răi. Și de ce cauză că, acum spun minciuni, că era vinovată Anglia și Franța că n-au semnat cu ei vreun pact de pace ceva acolo împotriva Germaniei. Nu-i drept. Franța și Marea Britanie pur și simplu nu le-a propus lor să împartă lumea așa ca Germania. Au dus tratative până chiar la 23 august. Și ce au făcut? Fiind francezii și englezii spuneau că noi păstrăm status quo, adică nu stricăm hotarele din Europa. Cum sunt la moment, așa, încheiem cu voi un tratat de pace împotriva Germaniei ca să luptăm împreună, dar hotarele nu le schimbăm. Dar Hitler le-a propus deodată să împart sferele de influență. Iată de ce ei au semnat acest protocol adițional secret Neghiob. Să nu spună minciuni că acum în Rusia acest pact a fost din nou revitalizat. Unii ei spun că e foarte bine că a fost încheiat din cauza cu RSS 2 ani de zile. S-a apărat prin minciuni și prostii. În 1941 Rusia Sovietică sau URSS avea 28-30 de mii de tancuri și Germania avea 5-6 mii de tancuri. Cu cele 5-6 mii de tancuri Germania nazistă a luptat tot războiul. Dar ăștia care se laudă, că vedeți ce se întâmplă la Kursk acum, așa s-a întâmplat și atunci. Tancurile lor ardeau ca chibritele, nu erau buni de nimic, erau niște movile, niște mormane de metal. Și ei au avut 28-30 de mii de tancuri. Dar Germania nazistă a avut numai 5-6 mii de tancuri tot parcursul războiului. Și plus la asta, Germania nazistă a pierdut 7 milioane de oameni. URSS a pierdut la 70 de milioane. Faci concluzia și nu dă Doamne să mai fie așa pact și nu dă Doamne să ajungă picior de călăi sângeroși de la Moscova aici la noi să ne hotărască ei soarta noastră. Noi trebuie să ne ducem pe drumul nostru în Uniunea Europeană, unde sunt toate țările normale. Noi nu avem ce căuta nici cu naziștii de la Moscova, nici cu fasciștii, că ei acolo sunt. Toți acum sunt la Moscova. Acolo s-au grămădit toți naziștii de pe lume, fasciștii, călăi sângeroși, un ucigaș îl caută Curtea Internațională de la Haga să-l judice, dacă n-ați uitat. O seară bună și nu dă Doamne așa pacte să mai fie îndreptate împotriva noastră.